PNL Călăraș a prezentat în cadrul unei conferințe de presă candidații la primăriile Lehliu-Ugară, Gălbinaș și Mitreni. La primăriile Lehliu-Ugară și Mitreni, PNL a prezentat candidați care vin de la PSD. Astfel, fostul președinte al PSD Călăraș, Iulian Iacomi, va candida pe listele PNL. Avem alături de noi trei candidați la funcție de primar. Este vorba de domnul Iacomi Iulian, cu bine a venit în rândurile Partidului Național Liberal. De asemenea, domnul Radu Marian, candidat din partea PNL la funcția de primar în comuna Gălbinaș. Și în ultimul rând, domnul Ciprian Păpanaint, candidat la funcția de primar în comuna Mitreni. Le spun tuturor mult succes și sunt convins că vor face, vor depune toate eforturile și rezultatele vor fi pe măsură. Noi avem încredere în ei și mergem în a afirma faptul că vor fi viitor primar al localităților de casă de unde sunt, respectiv Lehliu-Ugară, Mitreni și Gălbinaș. În lângă activitățile pe care le desfășurăm în această perioadă și ca să aibă activitate și să decurgă mai repede această conferință de presă, o să le dau cuvântul în primul rând celor trei, după care îi dau cuvântul inclusiv domnului Dragoș Roma și nu de asemenea domnului candidat la funcția de președinte al Consiliului Sănt, domnul Barbu Valentin. Vă rog, Iulian, pare cu viața? Da. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnul ministru secretar de stat, domnul președinte al Consiliului Județean, colegilor mei care, cu siguranță, vor câștiga mandatele de primar. Plecăm într-o competiție alături de formațiunea de PNL. După cum știți, până mai ieri eram la PSD, anumite motive care m-au determinat ca să plec într-o altă construcție. Deci, sunt primar în funcție la Lehliu-Ugară, nu mă văd câștigător, deci pentru mandatul următor, doar lupt. Eu întotdeauna intru într-o competiție să câștig, să demonstrez. Nu neapărat sunt de la un început câștigător. Odată la 4 ani, nouă primar, trebuie să scăpăm din scaun, știm că vine un examen pe care trebuie neapărat să-l dăm în fața electoratului și experiența pe care o am, cred că vă va determina ca să fac treaba așa cum trebuie, așa cum este cel mai bine, ca în septembrie, pe 27, să pot să avut mai multe voturi pentru Consiliul Local, pentru Consiliul Județean și să ne bucurăm împreună cu echipa PNL de victorie. Legat de migrația asta, de hemoragie, migrația din casă. Nu știu, vă spun doar strict despre mine. În momentul în care, după cum știți, am avut o colaborare foarte bună în organizație, până când a apărut o altă persoană care a încercat... N-a de nume persoană? Nu, președinte Iuță, a fost președinte al CJ-ului, care... Când vă trebuie, după discuțiile care le-am avut noi, legate de candidaturi în județ, am fost pus în situația de a fi rușine să avem la anumite organizații, inclusiv la Mitre. Știu că 4 ani de zile au muncit oamenii ăștia acolo, au construit, dar și mers cu ei, cu un câștigător, și în momentul în care tot ce v-aș fi propus eu, dar ce propuneam eu nu era bine. Inclusiv la Fresinet, când acolo vom câștiga la PAS, multe localități. La Sfântărășie, da, da, avea din punct de vedere statul, dar e puterea și așa, dar ați președinte executiv. Nu, era președinte? Da, ai voință, ai voință, dar trebuie să stai și putință. Puterea, la un moment dat, s-a notat către centru. De aceea, cred că și plus de asta am ne-am asumat în fața colegilor din PSD că în cazul în care fratele lui Ion nu renunță bine către PSD, atunci voi depune demisia din funcție de președinte. Ceea ce aș fi făcut. Și de ce PNL, pe care ați acuzat de atâtea ori de incompetență, de rea voință, au spus județul, de ce tocmai ei? Cum văd acum oamenii această asociere? A fost mai convingător, fratele, nu o să o convingă să vină de el. Și cum este stați? Este foarte bine. Facem administrație. Împreună facem administrație, da? Una este politică, dar la alta este administrație, da? V-ați dorit să candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean din partea PSD și tocmai acesta este motivul frecvent dumneavoastră? Nu este adevărat. Nu.
Am făcut o evaluare și știu că șansele nu ar fi fost atât de mari ca să pot câștiga. Intram într-o competiție unde, sigur, aș fi pierdut. Da. Nu ne-am dorit niciodată să ne gândim în funcția noastră. Da, seama că aș fi avut, ca președinte, PSD să fie avut 35 de primare, atunci altfel discutam despre o candidatură la, la CJ. Veți fi însoțit și dați primar? Primar în funcție sau candidat de primar care? Din discuțiile purtate, că știu, domnul președinte, Răgălin, domnul... Astea sunt, e o putere internă. Discuțiile, nu și-au purtat, adică eu n-am mers ca primar să am discuții cu primarul X sau Y, nu. Nu am discuții. Bănesc, ați fost susținut funcția de președinte al PSD de anumit primar, iar în momentul în care ați luat decizia să vă lăsați PSD-ul, aceștia vă urma. După cum știți, în... Cred că undeva la 80% din primarii PSD, în momentul în care am avut funcția când am fost la asta președinte, nu m-au dorit. Tot timpul au fost discuții, tensiuni în partid, din cauza fratelui meu, domnul fratele nu vine în echipa PSD. Asta a fost decizie și... Dar situația asemănătoare găsim și la Borcea. De primarie era după la PNB și soția de la PSD, acolo nu așa a fost discuții. Ce am văzut? Domnul Aniel, membru de partid, al Partidului Național Liberal, da. Și așteptăm să se depună dosarele pentru a candida ministerul. Sperăm! Bună ziua, mă numesc Cădălă Maria. Sunt vicele primar de la Comuna Drăgănaș și am decis să merg în Partidul Național Liberal. Să-și câștigi. Da, și să câștigăm. Bună ziua, în primul rând. Mă numesc Mahai Ciprian. Sunt candidat din Partidul Național Liberal la funcția primară la Comuna Vitrin. Și situația mea este un pic delicată. Vin după 4 ani de zile din organizația PSD. Am fost președinte. Am avut o surpriză. O să o dezvoltăm dacă este nevoie. Dar... prin această echipă, cu toată echipa care am avut-o la cealaltă organizație, cu încredere, cu forță și ne dorim să câștigăm și să fie bine pentru localitatea noastră. Interesul nostru este primordial oamenii din comunitate și nevoile acelei localități, nu chestiile personale care se vor. Dar, la momentul respectiv, vă răspund la orice întrebare cu importanță. De asemenea, în cadrul conferinței a fost prezentat și Dragoș Coman, candidat PNL la Camera Deputaților. Domnule secretar de stat, vă mulțumesc, președinte, în primul rând pentru invitația de a participa la această conferință de presă care probabil o să rămânească multe lucruri, inclusiv situația bună și favorabilă a Partidului Național Liberal, care are de 27 septembrie. Aș vrea totuși să nu încep să fac referire la chestiuni de ordin local, până nu s-a avut venirea domnului primar Ivan Ionuț la Partidul Național Liberal. O venire care ne aduce un foarte mare câștig și spun asta în cunoștință de cauză, cunoscându-l personal, știind potențialul și valoarea umană. În alte ordine de idei, ar trebui rămânită zvonistica legată de un eventual potențial clivaj produs în organizația PNL Căraș. Nu e vorba de niciun clivaj, suntem o echipă. Ambii candidați care sunt astăzi pentru cele mai importante două funcții alături de noi, atât domnul primar Răduin, cât și domnul Creștitor, președinte Valentin Vatru, se bucură de întreaga susținere și a mea și a celor apropiați mie, în măsura în care vor considera că drumul pe care eu merg este unul corect. Sunt lucruri pe care le discutăm, sunt chestiuni legate chiar și de campanie și de realizările în următoare de mandate, care, zic eu și cred că suntem de acord cu toții, le putem corecta, dar nu trebuie făcută o analiză foarte subiectivă și rău pe toți cei care m-au susținut până acum, să
să aibă încredere că modul în care eu văd următoarea campanie și susținerea pe care eu o voi acorda de aici încolo nu are decât un element obiectiv. Mai mult decât atât, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut până acum și care au crezut, ca să zic așa, în capacitățile mele administrative, intelectuale, umane, de orice natură le-au considerat a fi valoroase. Indiferent de funcția pe care o voi ocupa de aici încolo, voi fi în continuare la dispoziția cetățenilor și voi fi alături de administrația locală în rezolvarea problemelor, chiar și punctuale ale celor care au nevoie de sprijinul administrației. Echipa PNL devine mai puternică. Îți mulțumesc și domnului primar Iacomi Iulian pentru decizia pe care a luat-o. Ne-a sprijinit și în alte localități. Îi mulțumim și pentru acest lucru. Ciprian, sper să faci o surpriză. O surpriză din punct de vedere al PSD-ului, doamna noastră, și să câștigi primăria. Îți doresc din toată inima lumea această reușită. Ai o echipă tânără și poți să faci lucruri și pentru comunitate, numai pentru interesul propriu, așa cum a făcut-o, zic eu, fostul primar. Iar despre Dragoș Coman, îi mulțumesc că este alături de noi. Sunt sigur că ne va sprijini. Până la urmă, nu sprijină doar candidații PNL, ci sprijină PNL însuși. PNL trebuie să rămână o echipă puternică la Călăraș, iar Dragoș Coman își poate aduce un aport substanțial în municipiul reședință de județ și nu numai. Mulțumesc că ești alături de noi. Dacă se va întâmpla și șansele sunt mari să câștigăm primăria municipiului Călăraș, președinția Consiliului Județean, la toamnă, când vei candida la Camera Deputaților, din câte știm cu toții, și suportul nostru va fi substanțial. Adică noi vom câștiga în echipă de data asta. Asta e cel mai important mesaj pe care trebuie să-l dăm. În echipă. Și echipa îți va întoarce la toamnă sau când vor fi alegerile parlamentare, sprijinul pe care ni l-am acordat. Mulțumim! Mulțumesc și eu. Aș vrea să completez ceea ce a spus domnul Barbu. Într-adevăr, am avut o discuție cu domnul președinte Orban și cu Dragoș Coman vis-a-vis de listele de parlamentari. Va deschide lista la deputați, da? În Parlamentul Național. Și eu îi vreau succes. Sper ca orice fel de dubiu care a fost până acum s-a suspiciuni din partea unora sau altora, nu a noastră, să fie uitate și să vadă că, într-adevăr, așa cum se spune că PNL-ul strânge rândul atunci când trebuie, așa se și întâmplă. Iar prezența domnilor candidați, a domnului primar Iacomi, a domnului Marian și a domnului Ciprian, dovedește că Partidul Național Liberal, care în aceste zile își întocmește dosarele candidaților din toate localitățile și va arăta, de fapt, că cea mai bună echipă din județul Călăraș, vis-a-vis de partidele politice, este cea a Partidului Național Liberal, filiala Călăraș.